dare către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții proiect tip construire bază sportivă tip 1, strada stadionului numărul 2, municipiul Moinești, județul Bacău, din municipiul Moinești, județul Bacău. Da, pentru unii poate e o surpriză că apare acest proiect de hotărâre astăzi. Nu am informat până acum, pentru că nu facea parte din lista sinteză de la CNI. După demersurile făcute către Compania Națională de Investiții, ne-au cerut acest document, hotărârea de Consiliul Local. Vă supun astăzi de aprobării și cred că e un lucru bun că, în sfârșit, vom avea o speranță că și acolo va fi o bază sportivă, așa cum ar trebui să fie în zilele de azi. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, neclarități, vă rog să... Domnul Cezare, de acord cu toate punctele, a citit ordinea ce vin. Da, deci, urmă, la Petrom, ceva muzeu. Este la Petrom, la o ședință și întârziere. Împotrivă, s-a ținut să Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supunem să vă proiectul, cine este pentru? Împotrivă, s-a ținut. 5. Comisia economică, dacă să ne clarități, întrebări, dacă vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, abține, nu. Mulțumesc. 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești, numărul 145, din 29.08.2018, privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare infrastructură de străzi în municipiul Moinești, strada 1 Mai, faza Dalin și a indicatorilor tehnico-economici. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, neclarități, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, intervenție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Aprobată. Comisia economică, dacă sunt întrebări, neclarități, nerăbuiri. Dacă nu vă rog să supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local, numărul 6, din 27 ianuarie 2017, privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare pod strada 1 Mai și a indicatorilor tehnico-economici. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține ceva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Aprobată? Comisia economică, dacă sunt întrebări, neclarități, dacă nu vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești, numărul 85 din 25 mai 2018, privind aprobarea valorii de finanțare a obiectivului de investiții reabilitare școala Alexandru Sever, municipiul Moinești, după încheierea contractelor de achiziție. Comisia de Urbanism, întrebări, neclarități. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Aprobată. Comisia economică, dacă sunt neclarități, întrebări. Dacă nu vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Moinești și completarea inventarului centralizat al imobililor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești a unor suprafețe de teren situate în municipiul Moinești, strada Alexandru Ioan Cuza, numărul 45, județul Bacău. Comisia de Urbanism, vă rog dacă aveți întrebări. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru?
Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică. Dacă sunt întrebări, neclarități. Dacă nu vor să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice cu paturi a Spitalului Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, vă rog, dacă aveți întrebări. Dacă nu, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt neclarități sau întrebări pe marginea acestui material de proiect, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești, numărul 68, din 12.03.2019, privind aprobarea asocierii dintre Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Moinești și Asociația pentru Dezvoltarea Turismului Mount Pesa, în vederea implementării proiectului Simpozion Internațional și Expoziția Muzeală Tristan Țărav și Cultura Dada, ediția 8-a. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții, vedem la proiectul. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Mulțumesc. Comisia juridică, intervenție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Votat în Comisia economică, dacă sunt nelămuriri, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești, numărul 39, din 14.02.2019, privind aprobarea manifestărilor culturale și sportive în semestrul 1-2019 în municipiul Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Votată. Comisia economică. Dacă sunt întrebări, rămâi. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Moinești și completarea inventarului centralizat al imobililor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, a unei suprafețe de teren situate în municipiul Moinești, strada Lucăcești, fără număr, județul Bacău. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, neclarități. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine sunt pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Aprobată. Comisia economică. Dacă sunt întrebări, nelămuriri. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui lot de teren situat în municipiul Moinești, județul Bacău. Vă rog Comisia de Urbanism să faceți o propunere pentru cei doi membri care vor face parte din această comisie. Fac eu o propunere. Vă rog. Domnul Bucaru. Vă din parohia acolo. Mulțumesc. Altă propunere? Domnul Nemercean. Nu, de la noi. Colegi. Unul din Bucăcești.
Hai, domnilor. Nu, 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 eu se lipsesc. Adă-mi simplu 7 metri, bărbate. Domnul Alasvare, sunteți acolo. Hai, puneți. Da? Da? Bun. Deci o să punem la vot cele două propuneri. Deci persoana mea și a domnului inginer Vasiloae. Comisia de urbanism, vă rog să votați. Dacă sunteți de acord, cine este? Împotrivă, abține. Comisia juridică propune-o pe domnul Burcaru, tot ne sunt aceeași propune domnul Burcaru și domnul Vasiloae. Mai sunt alte propuneri? Dacă nu supunem la vot proiectul și propunere din partea membrilor Consiliului Local pentru licitație. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată? Comisia Economică, dacă sunt clarități, întrebări, propunerile pentru membri au fost făcute. Dacă sunteți de acord, supunem la vot cu propunerile deja făcute. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Și 11. Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali ai persoanelor cu handicap din municipiul Mâinești pe semestrul 1 al anului 2019. Dacă aveți întrebări, ceva, dacă nu... Trecem. În plen. Da. Încheiem ședința comisiei, urmează ședința întreagă. Președinte, luați la loc. Ia un idee. De plen al Consiliului Local al Municipiului Mâinești, convocată prin dispoziția numărul 566/2019 al Primarului Municipiului Mâinești. Vă informez că ședința este legal constituită, având în vedere prevederile articolului 133 alineatul 2 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind aprobarea codului administrativ. În prima ședință de Consiliu convocată în temeiul noului cod administrativ, cer permisiunea domnului președinte pentru a face câteva precizări, având în vedere că este o ședință extraordinară unde nu există puncturi diverse. Prin intrarea în vigoare a ordonanței de urgență 57/2019 privind codul administrativ, a fost abrogată ordonanța 35/2002 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, regulamentului cadru și a legii 393 privind statutul aleșilor locali, precum și a legii 215 cu foarte puține articole pentru care s-a prorogat termenul de intrare în vigoare. Astfel, ați observat și dumneavoastră că nu mai există acea notificare pe care o primeați pentru în vederea întâlnirii în ședința Consiliului Local. De asemenea, există un alt cadru legal privind funcționarea comisiilor de specialitate, în sensul că acesta va trebui să desfășoare înaintea ședințelor de plen și avizele să fie eliberate înaintea punerii pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre a Consiliului Local. De asemenea, ședințele comisiilor de specialitate vor trebui organizate prin convocare de către președintele de ședință de comisii de specialitate și desfășurarea acestora se va face într-un alt temei legal și cu într-o altă perioadă de timp decât așa cum s-au desfășurat până acum. De asemenea, se impune și aprobarea unui regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local. Noi lucrăm acum la un draft
pentru că efectiv nu mai există temei legale pentru multe din atribuțiile care le desfășuram în baza acestui regulament de organizare și funcționare. Rugămintea mea este dacă există din partea dumneavoastră propuneri pentru completarea noului regulament în baza noii legislații, să le transmiteți compartimentului, nu știu care compartiment, să-l indic pentru compartimentul aparatul de lucru a Consiliului Local a fost desființat prin legislație. Deci nu mai există scriptică în structura organizatorică a instituției. Astfel, o să vă rog să faceți dumneavoastră propuneri într-un timp, nu astăzi, în următoarea perioadă de timp, astfel încât până la ședința ordinară să putem să îi desfășurăm activitatea conform cadrului legal, nu în cadrul legal. O ordine de zi? Proiect după următorul. Se aprobă. Supunem la vot aprobarea ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Ordinea de zi fiind aprobată, trecem. Proiect numărul 1. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții, CNI S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții proiect tip, construire bază sportivă tip 1, strada stadionului din municipiul Moinești, județ Bacău. Rog raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi. Întrebări, discuții? Dacă nu, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești, numărul 145, din 29.08.2018, privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare infrastructură de străzi în municipiul Moinești, strada 1 Mai, faza Dali și a indicatorilor tehnico-economice. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești, numărul 6, din 27.1.2017, privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare pod strada 1 Mai și a indicatorilor tehnico-economice. Rog raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Nu se supune la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești, numărul 85, din 25.05.2018, privind aprobarea valorii de finanțare a obiectivului de investiții, reabilitare școala Alexandru Sever, municipiul Moinești, după încheierea contractelor de achiziție. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Moinești și completarea inventarului centralizat al imobililor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, a unor suprafețe de teren situate din municipiul Moinești, strada Aicuza, numărul 45, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiect, punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice cu 4 a Spitalului Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău.
Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 68 din 12.03.2019 privind aprobarea asocierii dintre Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Moinești și Asociația pentru Dezvoltarea Turismului Mompesa în vederea implementării proiectului Simpozionul Internațional și Expoziție Muzeală Tristan Țaraș Cultura Dada ediția 8. Raport Comisia Juridică. Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 39 din 14.02.2019 privind aprobarea manifestărilor culturale și sportive în semestrul 1.2019 în municipiul Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supunem la vot cine este pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Moinești și completarea inventarului centralizat al imobililor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, a unei suprafețe de teren situat în municipiul Moinești, strada Lucăcești, fără număr, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui lot de teren situat în municipiul Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru, făcând parte din comisie domnul Purcaru și domnul consilier Avasăloae. Propunerile făcute. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru cu propunerile făcute. Urcaru și Avasăloae. Raport Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru cu propunerile făcute. Întrebări, discuții? Dacă nu supunem la vot proiectul cu propunerile făcute pentru cei doi din comisia. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 11. Raport privind activitatea desfășurată de către asistență personală a persoanelor cu handicap din municipiul Moinești pe semestru 1-2019. No, dacă sunt întrebări vis-a-vis. Știți, cu toții aceștia sunt plătiți acum din bugetul local. N-am redus niciun cost. Cei care vin acum să-și încheie un nou contract, sunt într-o listă de așteptare, întrucât nu sunt posturi vacante pentru însoțitori. Dar pot beneficia de indemnizație pe numele persoanei care are gradul de handicap. Da? Nu are puncturi diverse, dar inițiatorul proiectelor de hotărâre poate avea intervenții și de aceea am să fac câteva completări și la cele de pe ordinea de zi, care sunt în derulare și aici ați văzut baza sportivă, v-am spus la începutul ședinței că a intrat într-o listă sinteză, urmează să facem predarea către CNI și să prindă contur și acest proiect de dorit de mult de Moinești. După aia e strada 1 Mai și acolo mai avem, am depus câteva clarificări. Aceste proiecte, cum este Alexandru Ioan Cuza, acest proiect care este acum în derulare, a fost pe situații de urgență, la fel și 1 Mai, de aceea trebuie să renunțăm la câteva lucruri acolo din finanțarea dumnealor și aici mă refer la trotuare și câteva diguri, să vedem dacă o să avem din bugetul local să venim în completare. Sper ca în curând să fie aprobată prin ordin de ministru și asfaltarea acestei străzi. De asemenea, podul de pe strada 1 Mai, care trebuia să fie făcut înaintea străzii, se lucrează și se lucrează bine acolo, spun cei de la investiții. Deja astăzi s-a turnat, urma să toarne, nu știu dacă s-a întâmplat dimineața acest lucru, să toarne
fundațiile, ele, fundațiile, da, urmând după aia elevațiile, acolo se lucrează bine. Școala Alexandru Sever, care e tot în ordinea de zi, acolo sunt ceva probleme la constructor, sper să recuperăm, să poată fi dată în folosință la un termen puțin decalat, datorită unor vicii ascunse, să spun așa, vis-a-vis de structura existentă. Se mai lucrează la câteva proiecte, la școala 1 foarte bine, erau săptămâna trecută 27 de muncitori. Școala 2 este în licitație publică până pe data de 5 august. Sper să vină și acolo un constructor serios să-și facă treaba. La acel bloc au fost câteva sincope, văd că recuperează și acolo. Despre zilele municipiului, au înțeles unii că nu au loc, dar au loc, am spus, într-un alt format. Și pot spune de pe acum că va avea loc acea procesiune religioasă Calea Sfinților pe data de 6 la ora 17, când va poposi la Moinești o icoană adusă de pe Muntele Athos. Sâmbătă pe 7 va avea acel festival moineșteanca, care e la 10-a ediție, cu acea paradă pe centru dimineața la 9, după care premierea cuplurilor în jur de 10:30, la 1 un ceremonial militar în centrul orașului, după care pe seară acel recital susținut de membrii juriului și cel care va fi președinte de onoare al juriului. Între timp, competiții de șac, tenis de masă, tenis de câmp, powerlifting. Duminică dimineață la ora 10 va avea loc un cross în parteneriat cu Universitatea Vasile Alexandrie din Bacău, prin sprijinul zonului profesor Radu Ababe. Vă spun că vor fi dotați toți cu tricouri și vor primi câte ocupă o diplomă de participare, dar vor fi și ceva premii trase la sorți pentru toți participanții pe categorii de vârstă. Cu parte din banii aia, că nu ajung ca să facem ceea ce ne propunem în oraș, dar parte din ei vor ajunge în parcarea din fața școlii 2, care va începe undeva la jumătatea lunii august. Parcarea, când zic parcarea, începând de la Spitalul Contagioase până la parcarea din spatele magazinului Mocanaș. Același lucru se va întâmpla în spatele trezoreriei până în spatele aceiaia pensionari și în spatele grădiniței Tristan Țărac cu ieșire a alei de strada Avântului. De asemenea, acum se cheie un contract pentru reparații cu asfalt la Unicat până la locul de joacă de la grădinița 2. Pentru intrarea la piață Lucăcești, intrările blocurilor A5, A6, George Enescu și curtea liceului Grigore Cobălcescu. Mai sunt câteva diguri de la Hangani. Probabil la mijlocul lunii august vor demara și aceste lucrări, cât și extinderea unității de primiri urgențe, care este în etapă de evaluare la Compania Națională de Investiții. Sper, nu știu, aveți ceva vezi, doamna director? Este ofertat acolo, este într-o perioadă de evaluare. Ședința din luna august, undeva la sfârșit, cred că, da? Nu sunt urgențe, doar dacă se vor ridica urgențe, dar până atunci vă rog să aveți în vedere ce a spus doamna secretar vis-a-vis de codul administrativ și să completăm regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Mulțumesc! Vă sigur să completeze ceva scurt, da? După rețin atenția decât cu minute, vreau să fac un scurt anunț. Și anume că am decis să încep de astăzi să mă retrag din activitatea Consiliului Local. Și ca să nu fie suspiciuni, vreau să precizez că vine o vreme când trebuie să ne facem o evaluare a timpului pe care îl avem și să stabilim care sunt adevăratele priorități. Fiecare dintre noi avem, sigur, niște priorități și cred că cele profesionale și cele de sănătate sunt pe primul loc. Așa că vreau să felicit pe toți colegii din Consiliul Local pentru activitatea de lucru favorabilă și să le urez succes pe mai departe. Și noi vă mulțumim. O să vă mulțumesc și eu în nume personal, în numele colegilor mei din primărie, în numele Consiliului Local, dacă îmi permite acest lucru, dacă nu fiecare poate avea o intervenție. Într-adevăr, este o decizie personală a domnului profesor. Îi mulțumim pentru activitatea care a desfășurat-o. În Alde nu este primul care face acest gest. M-a întrebat cineva într-o zi câte locuri sunt eligibile pe o listă de consiliari. Și le-am spus toate. Iată, astăzi se adeverește acest lucru la noi în Alde, pentru că va deveni consilier cel de pe locul 24.
Așadar, trebuie să știe lumea care muncește în campanie, mai ales cei din lista de consilieri validați și supleanți, că pot avea un loc în Consiliul Local în cadrul unui mandat de 4 ani. Vă mulțumesc, domnul profesor, vă urez succes și sunt sigur că veți fi alături de noi la toate activitățile și acțiunile pe care le vom face de aici încolo pentru interesul comunității. Mulțumesc! Mulțumesc. Dacă cineva din Consiliul. Dacă mai sunt intervenții, închidem și